Mi-au spus că nu am nicio șansă să schimb ceva și au râs de mine atunci când au auzit că sunt independent și bugetul meu de campanie electorală este de doar 4.000 de lei. Dar eu sunt aici ca să vă apăr și să vă reprezint pe voi, cei nemulțumiți, cei resemnați, cei dezamăgiți și cei care v-ați săturat atât de tare de politicieni încât nici nu v-ați mai dus la vot. Numele meu este Vlad Costea și sunt singurul candidat independent din Ialomița. Sunt aici ca să te determin să ieși la vot. Votul tău contează pentru mine ca să pot ajunge în Camera Deputaților. Din 1990 și până astăzi, Ialomița a avut 30 de deputați, toți membrii de partid. Acordă o șansă unui independent și vei vedea diferența. Nu uita, candidat independent Vlad Costea, ultima poziție de pe buletinul de vot, fiindcă voi sunteți partidul meu.